Liberalii brașoveni își propun să convingă oamenii că și la aceste alegeri prezidențiale trebuie să aleagă același drum european, a declarat prim-vicepreședintele PNL Brașov, Mihail Veștea. În egală măsură, reprezentanții PNL se pregătesc și pentru alegerile locale de anul viitor. Propunem cetățenilor alegerea unor primari sau unor consilieri locali. Și trebuie să avem, să dăm dovadă de realitate și de realism și să alegem niște oameni care să corespundă așteptărilor cetățenilor în ce privește competența, pentru că vedem că am ajuns în situația asta în România datorită faptului că pe funcții de decizie au fost puși oameni, tot prin corupție, oameni că nu au capacitatea să gestioneze, să conducă instituțiile pe care au fost numiți să le conducă. Mihail Veștea a completat că fiecare organizație urmează să fie analizată în ce măsură și-a dus la îndeplinire promisiunile făcute alegătorilor. Clar că fiecare organizație urmează să fie analizată, să vedem în ce măsură și-a dus la îndeplinire promisiunile pe care le-au făcut, să vedem primarii noștri ce au reușit să facă, ce n-au reușit să facă, viceprimarii, consilierii locali, consilierii județeni, pentru că, repet încă o dată, să simte această presiune a cetățenilor care își doresc mai mult și pe bună dreptate în ce privește viața lor economică, dar și în ce privește siguranța de zi cu zi și viața în general. În județul Brașov, Partidul Național Liberal este cea mai importantă forță politică cu 32 de primari și peste 325 de consilieri locali și județeni.